Buonasera, ci viene a mandare la lezione con Prof. Olai. Buonasera, Alessia, și bine ne vedem. Iată, de nou, ora a sosit și echipa s-a și format, nu? Pornim lecția cu nerăbdare. Și așa cum ne-am obișnuit, ce să zicem? Doamne ajută! Doamne ajută să facem o lecție din nou frumoasă! Nu uităm niciodată chestia asta, pentru că din toată experiența care o am, ăsta e secretul. Secretul. Secretul mare să cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că numai așa reușim. Așadar, Alesia, știi ce mă gândeam? Tu ai fost la școală. Zilele astea ați făcut o oră de matematică? Da. N-ai vrea să stăm un pic de vorbă? Sunt și eu curios să văd cum anume se întâmplă în timpul orei. Ia că e țelul tău să vedem ce s-a întâmplat în timpul orilor tale. Puteți să așteptați să ghiozdanul la bucătărie. Da. Deci, perioada asta când se încearcă alternanța dintre prezența la ore și varianta online. Sigur. Să vedem ce fac ei, cum urmăresc, ce au făcut în online, ce se întâmplă acum. Deci asta e chestiunea care mă frământă, să vedem dacă rămân la așa. Nu știu cum să explic ce a făcut el până acum, dar prima dată ne-a dat să facem. Ne-a dat să facem un test recapitulativ. Când l-a Păi, dat, ne l-am făcut. hai să-l pun. Pune testul pe tablă, că avem varianta asta și să vedem în ce a costat testul și ce anume a urmărit. Că mă interesează să vedem cum profesorii încearcă să intre în dialog cu ele. Are mai multe mai multe exerciții. Păi da, să punem și noi să discutăm pe baza fiecărui exercițiu, așa cum ne-am obișnuit. Primul exercițiu era așa. Ai vedeți de capul? Da, văd. Patruzeci și șapte. Da. 2 puncte și să-l scriu cu prima dată cu cifre arabe, cifre normale. Da. 147, deci eu am scris 147, așa. Da. Ce crezi că au urmărit prin acest test? Ce crezi că a urmărit profesorul prin testul acesta? Să vadă dacă eu pot să scriu un număr cu cifre, dar Așa. Așa. după ce mi-a zis cu litere. Corect. Deci a formulat numărul respectiv în cuvinte, nu? Și tu dacă poți să-l traduci folosind cifrele. 147. Și Dar apoi eu acum, uite, mi-a venit în minte să scrii numărul 2007. Tocmai. am să-l scriu și cu cifre romane. Și cu cifre? Da. Romane. Da, te rog. Am scris Așa este, e corect. Dar legat de chestiunea asta, vezi că eu te-am provocat să vii cu o chestiune și acum mi-a venit în minte ceva și discutăm asta, facem acum. Lasă căițelul deoparte și vreau să-mi împarți numărul 2007, deci pe 2007, să-l împarți la 38. Facem o împărțire legat de 2007. cam aici o soluție de șters. Da. Deci Deci două. 2007
Împărțit la 38. Așa mai bine? Bine, bine, perfect, perfect, da, da, da. Deci, dumneavoastră a spus, adică prima dată, prima dată suntem obligați să luăm două cifre, fiindcă două cifre are împărțitorul. Corect, foarte bine. Pune deasupra celor două cifre. Atunci aș lua 20. Dar ca să putem să facem... Deci ești nevoită să iei trei cifre, pentru că numărul 20 nu se împarte la 38. Da? Ăsta e motivul. De acord. Da, perfect, ai gândit. Așa. Și atunci dacă iau 200, mă gândesc 200 ori cât să dea aproape. A, nu, 38, oricât să dea da, 200, da. Eu ziceam invers. Așa. Păi dacă am luat de două ori, nu ar fi prea mic. Ar fi prea mic. Ca 3 în 20, așa spuneam. Prima cifră în două cifre de data asta, 3 în 20. Păi de 7 ori ar fi 21, de 6 ori. 18. De 6 ori. Dar fiindcă vine 8-ul după aceea, mă gândesc, 8 venind, 38, să apropii mai degrabă de 40. Da. Ca și cum ar fi 4 în 20. Și 4 în 20 merge de 5 ori. Deci 5. Nu m-aș grăbi să iau de 6 ori. Și ți-am spus care e raționamentul. Pentru că am pe... 8-ul acela în spate. Dar tu ai gândit bine, de 6 ori probabil n-ar fi mers, să vedem. De 5 ori merge. Da, te rog. Te rog. Atunci am prima dată 5 ori 8, 40. Scriu aici 0 și țin 4 în minte. Apoi 5 ori 3, 15 și cu 4 din minte 19. 190. Perfect. Acum tragem linie și scădem. Și zicem 0 minus... Da, stați că asta mă încurcă. 0 minus 0, 0. 0 minus 9 nu se poate și mă împrumut la 2 și zic 10 minus 9, 1 plus 0, 1. Și aici mi-a rămas 1 minus 1, nimic. 10. Da, și... Discută. 10 e mai mic decât 38. 10 e mai mic decât împărțitorul. Da. Deci și bine. Dacă ai fi luat de 6 ori, ce părere ai? 6 ori 4, 7, 8, 4, 8. Nu avea prea mult. Depășea, sigur că da. Depășea. Faptul că de 5 ori a rămas un rest bun, știi cât ar fi trebuit să fie restul? Dacă ar fi mers de 6 ori, trebuia să fie restul mai mare decât 38. Deci cel puțin 38, 39 și mai departe. Atunci trebuia să iei încă un număr, să mărești cu unitate. Așadar, e bine. Ce facem acum? Continuăm. 147. Da. 107. Deci acum, ca 3 în 10. Așa. 3 în 10. Deci, și atunci, așa e. Așa e. Deci, atunci ar fi... Păi, n-am voie să pun 10 aici. Nu, ca 3 în 10, de câte ori merge? 3 ori cât fac și aproape 10? Aproape 10. Da, stai, că eu mă gândeam... Te gândeai la 3, 10 împărțit la 3. Eu m-am gândit la 3, 10, atunci era 10 și eram că 10 nu merge, pe atunci de 3 ori. Da, de 3 ori. De 3 ori. Dar hai să mai facem o analiză. Cred că de 3 ori nu va fi prea mare, pentru că 38 e aproape de 40. Ca 4 în 10, cred că de 2 ori. Da, 4 în 10 de 2 ori.
Deci de două ori. Ia să încercăm de două ori, după analiza mea. Dacă... Și dacă dă... Dacă dă restul mai mic decât împărțitorul, înseamnă că am analizat din nou bine. Da. Da? Atunci am prima dată. Doi. Deci am 2 ori 8, 16 și scriu 6 aici. Și țin 1 în minte. Și apoi zic 2 ori 3, 6 și cu 1 în minte 7. Trag linii și scad. Da. 7 minus 6, 1. 0 minus 7 nu se poate, mă împrumut la 1 și zic 10 minus 7, 3 plus 0, 3. Și aici m-am împrumutat, mi-a rămas 0 minus nimic. 3. Corect. Ce discuți? A fost bine de două ori? Adică a fost bine că e mai mic, dar mi-a dat rest. Da, bine, a dat rest. Nu s-a făcut împărțirea exact, dar restul e corect, e mai mic decât împărțitorul, decât 38. Da? Deci nu totdeauna trebuie să te aștepți ca să nu ai rest. Pentru că numai în situații în care 38 ar fi fost un divizor, adică s-ar fi făcut împărțirea exact, numai atunci când 38 este un divizor, adică acela conduce la împărțirea fără rest. Ar fi dat 114 cu 3. Hai să facem în momentul de față, îți propun să facem proba. Care ar fi proba că am lucrat corect? Să fac să mulțesc restul acesta. Nu restul. Atenție. Câtul ori împărțitorul? Câtul este 52, împărțitorul e 38. Deci cât ori împărțitorul și să adunăm cu restul? 52 ori 38 și apoi plus 31. Așa, asta este. Ia scrie așa, de împărțitul, hai să ne amintim din nou, de împărțitul D egal cu împărțitorul ori câtul, împărțitorul ori câtul, așa, ori ce, plus restul. Așa, asta e formula, încadrează-o că e foarte importantă. E cea mai importantă formulă pe care am pus-o la punct și am descoperit-o, că e așa trebuie să se întâmple. Și acum noi mulțim câtul, la noi câtul e egal cu 52. Da, 52 ori împărțitorul care este 38. Și apoi cât îmi dă plus 31. Și vedem dacă le dă de împărțit, sigur că da. Da, știți că am făcut două numere ori două numere. Ia stați că aici am scris ori. Și da, la al doilea număr, nu știu care spunea că eu făceam așa sau nu știu cum. Noi facem cum știm, corect, nu... Copiii care încă păstrează în minte ideea aceea de a face pe diagonal acolo, nu știu ce, străsnăielea. Deci luăm 8 și mulțim cum știm noi, urmă cu 3, facem toată treaba. 8 ori 2, 16, scriu da. 6, țin 1 în minte, 8 ori 5, 40 și cu 1 în minte 41. Corect. Apoi cu 3. Da. 3 ori 5? Nu, 3 ori 2, să începi de la început. Credeam că așa e greșit în diagonală. Nu, deci e noua cifră, e cifra cu, dar noi am mulțit numere lungi, mari. Deci suntem la cifra 10 ori. Începem cu 0, știi bine cum am spus. Începem cu 0 și cifra 10-lor începe să ia de la capăt tot cârdul. Da? 3 ori 2, 3 ori 5. Atunci pun un 0 aici. Da. Și zic 3 ori 2, 6. Da. 3 ori 5, 15. Și eu acum adun. Da. Și am aici 6 plus 0, 6. 1 plus 6, 7. 4 plus 5, 9. Și unul singur. 1976. 1700 sau 900 este, da? 1976. Plus 31.
6 plus 1, 7. 7 plus 3, 10, scriu 0, țin 1 în minte. 1 plus 9, 10, scriu 0, țin 1 în minte. 1 plus 1 de aici, 2. Care este rezultatul? În 2007, cum e și aici, deci ne-am verificat și e bine. Excelent, excelent. Deci împărțitorul, oricâtul, cât ori împărțitor sau împărțitor oricât, un an importanță, plus restul, ne dă de împărțitul. Asta e proba pentru a înțelege că am făcut o împărțire corectă. Iar cât privește mulțirea, nu mai avem niciun dubiu de acum. Când sunt două cifre, când sunt trei cifre, când nu știu ce, nu are importanță. Ci luăm cifra unităților și începem de la capăt cu primul cu factorul acela de pe prima poziție și mulțim al doilea și așa mai departe. Cum am văzut, noi am mulțit numere foarte lungi, nu? Continuăm testul? Așa. Trecem la al doilea. Uite, hai să spun de ce am lărgit eu un pic discuția. Deci din prima chestie, nu numai scrierea numărului acela din cuvinte în cifre arabe m-a interesat. Și m-am legat repede. Hai să văd eu o împărțire, să-ți dau două zerouri, să văd, ca să vezi mai departe. Ia numărul următor. 20.007. Ia scrie 20.007 împărțit la 38. E foarte tare, ce vă spun acum. O să ștergi? Da, ștergi, da. Nu 20.000. Uite că îți dau eu acum. Spune așa. 38.007 împărțit la 38. Da. 38.007, corect. Împărțit la 38. Aici, ca la orice împărțire, trebuie să luăm atâtea cifre cât are și împărțitorul. Și aici luăm pe 38. Și împărțire, nu mai trebuie să luăm un 0, că putem să punem o dată. Bun. Și zicem când la fel. Și atunci îmi dă nimic și acum pot să scad. Așa. Dacă acum cobor pe 0, îl pun aici? Neapărat! Asta e momentul cel mai tare. Ai coborât pe 0 și 0, 38 în 0 merge de 0 ori. Și acum mai cobor încă o cifră, următoarea. Îl cobor și pe ăsta aici? Nu, în continuare, ca să construiești numărul. Așa. Și atunci îl pun aici. Da, foarte tare. Și atunci 7 am aici. Da. Și acum, dar nu trebuia scriu altul. Acele două zerouri din față nu au nicio valoare. Cele două zerouri le poți șterge. Ele, din fața lui 7, ele ți-au folosit pentru a înțelege că de fiecare dată când cobori o cifră, te duci repede și pui la cât. Mi-ar mai cobor, mă pui la cât. Așa. Și acum ai ajuns la 7. Și la 7. Ar merge de 5 ori. Ia să văd. 38 în 7? Nu. Ca 3 în 7. Dar gândește că 38 e mai mare decât 7. În mod normal, ar trebui să mai cobor ceva și spui, merge de 0 ori, că e mic, nu? Merge. Da, vezi? Merge de 0. Deci merge de 0 ori și nu mai e ce coboră și te oprești. Dar nu uiți să pui acel 0 la cât. Deci 38 în 7 merge de 0 ori. Așa, cum pentru fiecare zero ai pus câte un zero și pentru șaptele astea trebuie să punem un zero pentru că merge zero ori. Și nu mai ai ce cobori și ăsta e restul. Deci în momentul de față spunem așa, cât cât împărțit este 1000, nu?
C, chiar așa notează, C egal cu 1000, câtul egal cu 1000. Iar restul, R, restul este egal cu cât ai acolo? 7. Asta e povestea. Facem verificare. Facem verificare, sigur că da, neapărat. Te rog. Da. Atunci o să fac 1000 ori 38 plus 7. Corect, asta e. Așa le scriu. Bine. Și atunci aici e 8, aici e 3 și atunci plus 7. Plus 7. Da. Dă 38.007. Corect. O dată de împărțit. Da. Știi, aici hai să verificăm următorul lucru. 38 ori 1000, cum s-ar face? 38 ori 1000. Tu ai spus 1000 ori 38. Dar eu aș fi scris 38 ori 1000. 38 ori 1000. Nu le-am mai așez una sub alta. Nu le mai așez una sub alta. Nu. Păi știm ce înseamnă a mulți cu 10, 100, 1000. 38 mulți cu 1000 este egal, așa zicem, nu? 38 ori 1000 Așa. este egal cu 38 urmat de atâtea zerouri. Egal cu 38 urmate de câte zerouri are acela? De 3 zerouri. Deci acele trei zerouri vin la sfârșit. Fac 38.000, terminate chestiunea. Deci cum ai făcut tu, nu-i greșit. Dar în practică totdeauna facem așa. A mulți un număr cu 10, 100, 1000 înseamnă a pune la sfârșitul lui un 0, 2 sau 3 sau 4, depinde cât e de lung numărul respectiv. Deci când mulțim cu 10, punem un singur 0. Ia scrie 38 ori 10. 38 ori 10 este egal cu, ca să înțelegem și mai bine. 38 ori 10, a 10 Ori 10 atât, egal cu este 38 de la început plus 0 de aici. 3800. Și Da, aici 380, pardon, da. 38 Ori 100. ori 100 e 38 de aici și cu 0 de aici. Corect, 3800. Și în sfârșit 38 am avut ori 1000. Ia scrie și 38 ori 1000 este egal cu... Uitați, dacă am așa, asta. Ori. A, nu. Nu vreau să fac acest. 38 ori. 38 de aici. 3 de aici. Și urmează zerourile acelea care sunt... Nu? La sfârșit. 3 zerouri sau 4 zerouri, depinde cu câte mulțim. 4 zerouri înseamnă să fii mulțit cu 10.000. Atunci ar fi fost 4 zerouri, da? Ei, hai să vedem cum din lecția aceea, din simplu test acela, noi am făcut o discuție foarte frumoasă. Spune-mi tu cu ce plecăm de la tot ce am discutat noi în plus. Care sunt chestiuni care îți rămân ții definitiv în minte? Că, în primul rând, ce am subliniat, ce am încadrat cu verde, Așa. problema împărțitul este. Ia stați un pic. Deci, Problema împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul plus rest. Că dacă am o împărțire ca asta de aici și îmi dă un rest, ca să fac proba, fac 52 cât mi-a dat rezultatul, ori 38 plus 31. rezultatul este câtul împărțirii, așa se cheamă. Câtul împărțirii ori împărțitorul, nu? Plus restul și trebuie să dea de împărțit. Aceste chestii cu zero că dacă am 38 ori 10
sau alt număr, tot ori 10, în loc să stau să fac una sub altele, pun același număr de la început, adică 38 și 0 de aici. La fel, la fel la 1000, la fel tot așa până. Deci nu mai le punem unele sub altele, că asta e pentru început și nu are rost. Dar e și firesc așa, dacă zicem 2 ori 10, 2 ori 10 fac 20. Știm noi, ia, 3 ori 10, 30. Scrim pe 3 și cu 0. Și la fel 100, 2 ori 100 fac 200, 2 ori 1000 fac 2000 și așa mai departe. Aceste două lucruri sunt esențiale. Și încă ceva am mai urmărit eu și vreau să rămâne ție clar, foarte clar. Când am făcut împărțirea asta, 2007 împărțit la 38, a fost acolo 1, ai coborât pe 0, s-a făcut 10 și nu s-a cuprins de un număr de ori și a trebuit să punem acolo stop, 10. Și nu, ai coborât 7, foarte bine, a fost bine, a fost proba făcută. Cred că în partea asta este foarte important. Aici ai învățat. Am 38, am putut deodată, apoi l-am coborât pe 0 și n-am putut, așa că l-am pus aici. Da. Și pe celălalt care n-am putut, tot aici l-am pus și l-am coborât pe 7 și fiindcă și 7 n-am putut, l-am pus aici. Și fiindcă și 7 este mai mic decât 38, merge de 0 ori. Da. De 0 împărțit la 38 fac 0, 0 împărțit la... Nu că l-ai pus pe 0 acolo în partea aia. Trebuie să înțelegi așa, că tu când ai coborât pe primul 0, hai să judecăm așa. Când am coborât pe primul 0, pune bagheta pe el, când ai coborât pe primul 0, când am coborât pe primul 0, pune-l acolo ca să înțeleagă toată lumea. Pune-l. Spune-mi așa. Eu știu foarte bine că în clipa în care cobor o cifră, ea se adaugă la ce mai era în față și în față nu mai era nimic. În față, șterge pe acela încă. Șterge, numai pe primul 0. Și pe 7 vreau să-l ștergi. Așa. Deci când am coborât pe primul 0, el s-ar fi adăugat la rest, dar restul, în cazul nostru, nu era nimic. Și spunem așa, coborând pe primul 0, am constatat. Deci, am constatat pe primul 0 și am constatat că nu se poate. Exact. Adică 0 împărțit la ceva, 0 împărțit la ceva face de 0 ori. Da. Și n-am dacă ar fi fost 1. O secundă. Dacă ar fi fost 1. Dacă ar fi fost 1, 1 împărțit la 38 tot 1 face. Tot 0 face. Deci dacă în loc de 0 ar fi fost 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, n-avea importanță. Tot de 0 ori puneam. Da? Puneam pe 0. Nu că l-ai luat de pe 0 ăsta și l-ai pus acolo. Să nu-ți rămână ție în minte că atunci când ai un 0, îl duci dincolo. Nu. Ci tu ai un număr. Putea să fie 1, putea să fie 2. În clipa aceea, fiind mai mic decât împărțitorul, 38 e mai mic decât împărțitorul. Care este împărțitorul în momentul ăsta? E 0. 0 împărțit la 38 nu se poate. Da. V-ați blocat și nu vă aud. Da. Nu vă aud că sunteți blocat. Nu vă aud deloc. Nu mi-am uitat deloc, v-ați blocat. Nu mă uit.